Salutare tuturor! Iată, Borodachi, în loc să odihnească duminica, a venit la partea a doua, înregistrarea la replică a filmulețului de ieri. După cum ați aflat, ieri au avut o pretenție o familie din Corjăuț, la altă familie, la casă acolo. Iată, eu astăzi m-am întâlnit, vreau să arăt așa de la spate această familie, tot familia a doua care despre ce se vorbește. N-am să arăt documentele, că date personale. Chiar m-am uitat că, cum spune, de pe ce dată e acum, taman pe 14 februarie, ziua Valentin și Valentin. Făcut chiar documentele la notar. Putem să facem chiar și publicitate. Notarul Strâmbu Valentina, e că nu o cunosc, dar acolo mă tind că se află la centru multifuncțional, da? Da. Alături. Și iată domnul mult învinuit, domnul Iurie, care chiar și o seară student, n-am dormit toată noaptea, cum spune, m-am convins totuși, sunt așa oameni care parc să beți, cum spune, la volan, chiar că mă știți, eu când, de exemplu, am tensiune, la mine e ridicat tare, 220, dar dacă scade 150, merg ca prin streaking, cum spune la noi, prin farfurii. Și pare parcă tot omul parcă-i bat și schimbă și vocea. Deci, iată, ce am vrut să spun, în primul rând nu țin nici cu partea întâi, nici cu a doua, dar văzând documentele la mână, da, țineți-l deja, nu v-am făcut copii, nu nimic, fiindcă să dați personale, dar totuși am vrut ca să niște întrebări să vă pun, scurte, da. Dacă nu sunteți împotrivă. Nu, tot e. Uitați-vă, dacă ați avut documentele astea, de ce nu ați luat poliția, doar ați învinuit, adică dumnealor v-au învinuit că sunteți scandaloși, de ce nu ați luat poliția și cu dumnealor să vă duceți sau cu un avocat acasă sau cu primarul în ultimul rând, dar să fie așa conflict? Eu am fost la poliție, la noi, la sector și am grăit cu poliția și poliția, băieții erau foarte ocupați, că la noi în sat s-a pierdut un om și el căutau și nu erau disponibili să meargă. Pe altă zi n-ați putut... Și ei mi-au pus așa, dacă tu ești proprietarul casei, du-te, te rog și spune-le 3 zile să îi liberezi acolo și au ei și să pleci de acolo. Dacă în caz contrar nu ar vrea, ori pune rezistență, zic, nicem noi și facem treabă. Spăzi eu plăzi de scris, uh-huh. Eu m-am dus acolo. Cum ați cheamă. Dat bani la poliție pentru asta? Doamne ferești, la noi poliția nici nu e și sunt foarte, foarte corjăuțeni, nu eu bani? Doamne poliția. Ferești, nu e poliția la ia noi. Ia că trebuie să mă angajez eu, dar... Niște persoane... La noi lucrează poliție. Uh-huh. Glumesc. Mai scut, ei lucrează foarte... Bine. Da. Trebuie atunci, greșeala dumneavoastră, trebuie să luați primarul, locțitorul, cu cineva un martor. Nu, dacă ei ne-au spus așa, eu m-am gândit că, de, mă rog, și aveți spun, a doua greșeală acolo, că o trebuie, dacă chiar să vă filmeze, așa în public se poate. Dar dacă aș trecut, cum ei vă rugau în o gradă, deja dumneavoastră aveți câștig de cauză, da, așa? Așa întrebare, ați bătut fata în drum? Îi vă învinovățesc. În drum să bat fata? Eu ești deși eu nu am pus pe dânsa niciodată și n-am strigat. Uh-huh. Eu foarte m-am purtat cu dânsa bine. Eu n-am apărut fata, îmi spune că mersă și eu o bat, e strigă la dânsa și eu păstăia ne țin să nu fac așa ceva cu dânsa. Da, eu tare, e că e... Adică totuși țineți la fată, am auzit că ați procurat și mobil scump, mașină ceva. Și biciclete, și mai scurt. Ne-ați spus că mașină. Și mașină i-am luat, uh-huh, ei,
Doamna. Totuși vă învinovățesc aici că ați tăiat o roată. Nu știu, eu pot să... E tot o venit și ne-a spus că roată, dar nu știu cine a văzut cine a tăiat roată. E o cremie. Sunteți de listă care dovediți, adică. Nu dovediți nimic că am tăiat. Totuși, uitați să vă învinovățesc că vorbiți urât despre fata dumneavoastră, e minoră, totuși, către colegii de la colegiu. A, da, unii au spus o fetiță care cu dânsa adică învață într-o clasă, se duce la sport ele acolo și eu am întrebat unde te duci, dar ei mi-au spus că zici că e că nici am la sport, dar eu nu m-am întrebat-o așa, dar ei renunță să duce, dar ei mi-au spus că nu, Irina are prieteni și fumează. Oho! Vă rog să nu spuneți nume sau... Pur și simplu o să deranjăm puțin și colegiul, deci directoarea, directorul, știu de așa ceva ce trece în școală. Director sau directoare, vezi? Dacă fumează? Da, da. Eu nu știu, eu nu m-am dus, prostă nu spus fetița și așa. Acum spuneți orice la director, directoare, fiindcă știți minorii. La fiecare asta mai era și eu, că era tare... Fetiță la locuie, eu sunt la curent că astăzi v-ați întâlnit cu domnii și n-ați făcut conflict, nimic. Da, n-am eu nicio. Dar mai înainte ați sărit la bătaie în piață. A fost așa eu ceva? Eu tot așa fix așa au m-a provocat cum m-am venit. Eu intenție să scurg bani de pe mine, dar eu n-am bani de unde dăm. Ei vreau bani, dar banii trebuie să duci să lucrezi și apă să-i câștigi. Totuși ați amenințat, spun eu dumnealor, că de multe ori și v-ați luat de urma dumneiei chiar, nu știu, a soției sau o fete. Și să mă iau de urmă lor, și să eu cu tractorul să mă iau de urmă. N-am treabă eu. Încă o întrebare acolo, că noapte vă învinovățesc că totuși îmblați prin prejurul casă, ceva... Dar de ce nu m-am filmat dacă îmblam prin jurul casă? Deci trebuie să văzut. Unde îmblam prin jurul casă? Trebuie să mă filmez cu mamu. Ei știu o filma. Am să vă prind totuși cu ceva asta. Să spune că ați spus, nu știu de ce domnul ieri mi-a spus că zahăr în automobil, unde benzina se toarnă de astăzi, mi-a spus că și ouă. Ouă, păi și zahăr. Da, și zahăr și trebuie și niște povid la cloșă. Mai... Glumiță, dar pur și simplu asta nu e de glumă. Eu nu glumesc, dar îmi dere că ei pot să grăiască, dar nu... Iată, la întrebarea aceasta vă prind totuși. Ați amenințat cu frânghie. De ce? Când? Dar pe un film, spuneți, că duci să gătește. Ia că dați-ne un film, Doamne ferește. Nu, este acolo. De frânghie? Da, ți-a amenințat că du-te și te spânzuri, așa ați spus. Cui i-am zis? Dumnealui. Nu știu, nu ți-am așa ceva. Și am ultima întrebare. Chiar vreți totuși fata să rămâi în drum? Fata să rămâi în casă, dar e în drum. Fata în casă, dar e în drum. Totuși v-aș sfătui ca următoarele zile, dacă aveți de gând iarăși să... Fiindcă casa dumneavoastră îți primește acolo. Păi e mie, dar fie un cumpărat, tot e frumos, legal. Luați, vă rog, poliția. Poliția să duc și să ies. Adică o să ținem la control, sper că poliția nu o să iei mită și da, ceva ca că... să... Cineva grăiește poliția la noi, e mită, nu știu cine, e să răspundă cine a grăit treaba asta. E din o grăit, e să răspundă. De poliție, de unde știu eu că e o mită, nu știu, ori bine, eu vreau să vă mulțumesc că ați făcut drum la largă. N-am dormit, să vă spun și eu, tătă noapte, cu cazul ăsta, că doamna soție, hai să spunem așa, da, să termin numai gândul. La două de noapte mi-a sunat mesaj, m-am trevăjit și eu, cum spune,
Și n-am mai dormit până dimineață, dar totuși dumnealor a fost binevol ca să deie replică. Am discutat întâiet o oră și ceva, cred că aici. Nu mai este doamna așa agresivă, că eu de acasă până aici, vă spun, parcă mergem prin farfurii, că mă gândim, zic, ia ca singura, fără pază, zic, mergă la risc, ne trebuie. Bine, lampă care totuși am înțeles că mergeți. Nu am nimic cu dânsul, ei las trăiască în viața lor, eu între mie, uh-huh. N-am nimic. Dar să vă elibreze casa. Să elibreze, eu și cu asta intenție m-am dus, eu nu m-am dus să fac ceva în regulă. Eu m-am dus cu așa scop. De ei, dacă a început a sări la mine la Buclu, după așa și oricum. Bine. Asta dar am vrut să vă spun că e dor de știa că eu nu cinstesc. Nu trebuie să zic, e știa. Da, de câți ani nu serviți? 12 ani nu, deloc n-am servit. Poți să întrebați tot satul, sunteți știe. Uh-huh. Dar pe ascuns. Nici pe ascuns, nici chiar așa. Eu ce să pe ascuns. E așa, soție, ca să nu vă vadă. Nu. Eu nu m-am ascuns că să nu beau. Eu dacă vreau să beau, beau către dânsa sau către singur. Dar eu nu sinstesc. Nu, nici nu vreau să sinstesc. Nici nu vreau. Bine, eu sunt așa un om că caut dintr-o parte, scot la iveală și conflictul, dar și împăcarea. Totuși, timpul, cred că vă va împăca? Sau o judecăți? Nu. Eu sper că eu ar zice că eu nu trebuie nici de la dâns, eu și eu, și e lor, e lor. Asta e. Dar ei dacă au considerat că eu am făcut ceva necătere, treaba lor. Bine, mulțumim tuturor care ne-au vizionat. Aleona Munteanu, Oleg Bologan, Ecaterina Ursan, Lilia Țărălungă, nu știu, poate mulți din Corjăuți. Oricum, eu aseară m-am mirat că 12.000 în câteva ore s-au uitat, au privit. Totuși, vă las cu Domnul. Nu sunteți creștini, nu? Nici la o biserică ortodoxă. E bine, n-are importanță un singur Dumnezeu. Da. Cred că până la urmă veți împăca. Primul pas a fost azi că chiar am trimis eu aceste persoane, zic, duceți-vă dacă la piață și vedeți cum vor reacționa. Mi-au spus și dumnealor și dumneavoastră îmi spuneți că atâta lume v-a sunat și ce s-a întâmplat. Totuși, până la urmă, sperăm să vă împăcați. N-am eu nimic cu dânsul, nici nu vreau să am. Eu treaba lor cu viața lor. Eu n-am nici pretenții că s-au măritat, s-au dus treaba ei, eu și am. Omul liber. Vreau să trăiască bine, da. Sunt păși, numai cu una pe care... Bine, o zi frumoasă tuturor. Am fost eu, Valentin Brodache, la Scandal cu Brodache. Facem din scandal o primăvară. Cu apropiata sărbătoare, 8 martie. Taximeanii flor, pui strâită zăștreanii, bolii picioarii, izgărea tăgneanii, eții răstăiania. Ты самая красивая девочка моя. А ты мой самый лучший, люблю я так тебя. У нас сегодня дождь, у нас метет метель, только твое фото греет душу. Сейчас я далеко. Я знаю, тебе тоже сейчас там нелегко. Мне душу режет боль, как ты там без меня. Знай одно, любимый, тебе лишь я верна. Самые родные с тобой мы в этом мире. Больше не полюбит так тебя никто. Пусть уйдет с дождями боли и печали, и сгорят огнями эти расстояния.
дождями, боли и печали, и сгорят огнями эти расстояния. Самые родные с тобой мы в этом мире, больше не полюбит так тебя никто. Пусть уйдут с дождями, боли и печали, и сгорят огнями эти расстояния. Urmăriți televiziunea oamenilor simpli și liberi. La scandal cu Borodachi. Facem din scandal o primăvară. Urmăriți televiziunea oamenilor simpli și liberi. La scandal cu Borodachi. Facem din scandal o primăvară.